Vreau să spun domnului Dance Mihailescu că a mai fost, dacă își amintește din carte, încă o domniță care putea fi mamă de țar. E vorba de o fica lui Ștefan cel Mare, de Elena, care s-a măritat cu fiul țarului, dar tot prin nenumărate intrigi a fost dată la o parte și a murit așa cum și ea și fiul ei, așa cum s-a întâmplat multora dintre doamnele și domnițele, sau mai ales dintre fiii acestor doamne și domnițe, pe care trebuie să vă spun că totuși Cegane le compătimea foarte tare și de fiecare dată spunea că viața lor a fost mai degrabă un șir nesfârșit de dureri și prea puține lucruri fericite. Sunt datoare să vă spun două lucruri despre această ediție, care are pe coperta ei, are drept chip, un mic portret superb al ultimei doamne pe care o veți, a cărei poveste o veți citi în această carte. Este vorba de doamna Marițica Bibescu, cea cu botforul aruncat, la care trebuiau să se închine cele care nu au plăcuseră până atunci. Această carte, așa cum putem citi chiar pe titlu, este de fapt o selecție din cele trei volume pe care Constantin Gane le-a publicat în timpul vieții și care au fost și reeditate ulterior. Și trebuie să vă spun două lucruri despre cum anume am făcut această selecție, pe ce principiu m-am ghidat. Vreau să vă spun, nu a fost deloc greu, pentru că principiul este evident și el vine, de fapt, din calitatea primă pe care o are Gane, dincolo de un extraordinar cercetător de documente istorice, pentru că el chiar a cercetat multe documente istorice, a descoperit multe izvoare, asta a citit o mulțime de pomelnice la diferite mănăstiri pentru a afla numele doamnelor, pentru că multe dintre ele, mai ales pentru prima perioadă, nici măcar nu au un nume. Chiar aveau un capitol, se chema Domnița fără nume. Așadar, principiul după care m-am călăuzit este chiar talentul extraordinar al lui Gane de a povesti. Și am avut revelația citind cartea că, de fapt, citesc un fel de 1001 de istorii cu doamne și domnițe. Așadar, istoriile, am selectat istoriile din această carte și le-am pus la oaltă și am alcătuit așa un fel de bază, dacă vreți, în sensul în care bazmul cuprinde mult adevăr, un bazm al nostru, al românilor. Pentru că citind cartea o să vedeți că aveți impresia că participați la această istorie, așa cum și în vechea poveste, un sultan supărat pe tot neamul femeiesc și nebunit în supărarea lui, era vrăjit de istoriile, de vorbele, așa cum le numește frumos la început, sora ei, sora acestei prințese, miezoase, dulci și zemoase. Așa sunt și poveștile lui Gane. Sunt pline de miez, sunt dulci, sunt plăcute, chiar dacă în ele se varsă multe lacrimi, chiar dacă în ele curge mult sânge și chiar dacă în ele ascund multe tragedii. Deci, cam ăsta a fost criteriul după care m-am ghidat atunci când am făcut selecția. Un al doilea lucru despre care vreau să vorbesc, și aici puțin doamna Bodea mi-a luat câteva din lucrurile pe care au știut să vă spun, dar mai bine poate, este despre destinul lui Constantin Gane, care mi se pare pentru noi în momentul ăsta un destin, să spun așa, exemplar, în sensul că trebuie să privim la el ca la un exemplu. El a avut, aș împărți viața lui în două perioade. Prima perioadă până la venirea comunismului este viața unui om care a făcut enorm de multe lucruri. Deci nu a fost numai istoric, a fost și om politic, a fost și ambasador, a fost și un om care a străbătut pur și simplu țara în lung și în larg, căutând aceste izvoare, a umblat prin bibliotecile lumii, a fost și a văzut tablouri despre care vorbește în această carte. Deci a fost și scriitor, s-a îmbolnăvit și de holeră. O să vedeți chiar în povestea despre ciuma lui Caragea, povestește el însuși cum a trecut așa tangențial pe lângă moarte, îmbolnăvindu-se de holeră în războiul din Bulgaria. Amintirile astea le regăsim într-una dintre cărțile lui, premiate și ea de Academie, Amintirile unui holeric, dacă nu mă înșel.
A doua parte a vieții lui însă este o, produce o răsturnare extraordinară de destin. Este o viață petrecută în pușcărie, o viață plină, care se confundă de fapt cu o tragedie. Iar viața asta, partea a doua a vieții lui, poate mai mult decât prima parte, mi se pare mie că stă scrisă într-o filă de istorie pe care avem datoria să, asupra care avem datoria să ne aplecăm și noi, poate cu măcar cu jumătate din pasiunea cu care el s-a apropiat de aceste file ale istoriei noastre trecute. De ce spun asta? Pentru că citind cartea lui Gane, am avut senzația numai că înțeleg mai bine istoria, că mă împrietenesc cu ea, că pot să merg mai departe având în spatele meu un șir lung, lung de semeni. Cu atât mai mult mi se pare că noi putem acum merge mai departe dacă ne aplecăm cu mai multă atenție asupra istoriei recente, care este și ea plină de tragedii, de sânge, de dureri, dar și de lucru frumoase, pentru că dacă citim ce se întâmpla în închisori, de multe ori mi se pare că viața era parcă mai frumoasă acolo decât în realitate. Deci merită să răsfoim memorialistica dedicată perioadei acestei închisori, merită să ne întoarcem să privim ce ni s-a întâmplat în trecutul recent, ca să putem să o înțelegem mai bine și să mergem altfel mai departe. Vă mulțumesc!